emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează. Vă reamintesc o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vă reprezinte în următorii 4 ani. Dacă în data de 9 iunie le veți oferi votul de încredere, vă reamintesc, duminică vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Astăzi, alături de mine, l-am pe domnul Viorel Arion, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mai avem doar câteva zile până la ziua cea mare, ziua votului, zi în care toți hunedorenii sunt așteptați la urne, așa cum ar trebui să fie firesc să se întâmple ca în număr cât mai mare, oamenii să își exercite acest drept. Cum ați simțit dumneavoastră această campanie electorală? Cum ați simțit oamenii care, unii dintre ei poate își doresc schimbare, alții sunt așa consecvenți, fiecare până la urmă are dreptul la propria opinie atunci când vine vorba despre politică, dar și despre administrație. Da, părerea mea este și mi-am conturat-o în această campanie electorală că oamenii își doresc o schimbare. Există presiuni foarte mari asupra oamenilor din cauza condițiilor proaste de trai pe care le au, din cauza salariilor mici, din cauza pensiilor mici, pentru că deși se spune că în Hunedoara sunt mulți pensionari care au pensii mari, să știți că sunt și foarte mulți pensionari care au pensii mici. Iar nivelul veniturilor la nivelul municipiului Hunedoara este unul foarte scăzut. Lumea își dorește o schimbare, o schimbare în bine. S-a săturat de PSD, s-a săturat de PNL și cred că duminică vom avea acest deziderat împlinit. Lumea va vota schimbarea. Este Alianța Dreapta Unită o alternativă? Este singura alternativă la momentul de față, având în vedere că avem pe partea stângă două partide care se spun, care își zic istorice, PSD și PNL, iar pe partea dreaptă Alianța Dreapta Unită cu Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei. De-a lungul acestei campanii electorale ne-ați prezentat de fiecare dată când v-am avut aici în platou invitat proiectele pe care le aveți pentru municipiul Hunedoara, pentru hunedoreni. Aș vrea să ne canalizăm puțin atenția și asupra realizărilor pe care le-ați avut în mandatul dumneavoastră în calitate de primar al municipiului Hunedoara și o să vă rog să treceți așa în revistă câteva dintre realizările cu care vă mândriți poate și acum. În primul rând vreau să vă spun că am auzit de multe ori oameni din Hunedoara care spun că pietonala este făcută de Bobăuțanu. Am să vă spun în câteva cuvinte care este istoria acestei pietonale. Am avut acest proiect pe programul meu de campanie din 2012, înainte de a fi primar, și am început demersurile pentru realizarea acestei pietonale începând cu anul 2014. Mi s-au pus piedici de către cei de la PSD, care aveau la vremea respectivă și postul de prefect. Deci în Consiliul Local mi s-au întors hotărârile de Consiliul Local de mai multe ori. După 2 ani de zile, deci după 2 ani de zile de tergiversări și de tatonări, în data de 21-2016 am semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru această pietonală. Domnul Bobăuțanu, vedem noi acum, da, domnul Bobăuțanu, ca să nu se spună că această lucrare este continuată sau este începută de mine, de Viorel Arion, a tergiversat puțin lucrurile și a dat drumul, a oprit, a anulat acel ordin de începere a lucrărilor și a început lucrările doar în anul 2018. Dar proiectul exista de 2 ani de zile. Mai mult decât atât, în perioada acelor 2 ani în care lucrurile au tergiversat și n-a trecut din cauza intervențiilor și a
tălpilor puse de PSD, domnul Bobăuțan umbla prin blocurile din jurul pietonalei, amenințând oamenii și spunându-le că eu o să le stric liniștea, că nu o să mai aibă parte de liniște. Aveți dovezi să fac, în acest sens că s-a întâmplat? Bineînțeles, deci mă întâlneam eu cu ei când umblau prin scările blocurilor, am și acum hârtii pe care le lipeau pe scara blocurilor și în această zi la ora viceprimarul vine să vă povestească despre pietonală. Și înregistrări video cu aceste lucruri, mai mult înregistrări video din timpul ședințelor de Consiliul Local. Dar vreau să vă spun că eu sunt tatăl acestui proiect, pietonala din municipiul Hunedoara, și foarte mulți hunedoreni știu lucrul acesta. Pe lângă aceste lucruri, mi-am propus în anul 2012, printre multe proiecte pe care le-am avut atunci, să realizez un ștrand. Hunedoara nu a mai avut ștrand de vreo 30 de ani până la acea vreme. Exista un ștrand la Valea Seacă, care era, așa cum este, părăginit, este vai de el. Am identificat un teren în spatele bazinului de not și am realizat acest ștrand pe care mulți hunedoreni au avut ocazia să se folosească de el. Deci iată cum arăta el înainte, când am început lucrările, și cum arată acum. Despre actualul și cu ăsta am avut o grămadă de probleme. Deci s-au legat de această bilă. Este o bilă care creează niște valuri. A trebuit să treacă 3 ședințe de Consiliul Local ca să-mi aprobe finanțarea acestei bile, care nu era o sumă, cine știe cât de așa, dar era scandalul, cât casa. Pe lângă astea, ce am mai făcut? Am reabilitat și modernizat rețeaua stradală, 54 de kilometri de străzi și 12 bulevarde, într-un interval de 4 ani. Am reabilitat situl industrial Hunedoara, parcul industrial actual, care acum e gol, nu are investitori. Am reabilitat și modernizat ambulatoriul de la spital. Ăla este făcut de Viorela Rion. Am amenajat, așa cum am spus, ștrandul. Am reabilitat drumul județean Sătul Halm-Hunedoara, intrarea pe 4 benzi în municipiul Hunedoara, este făcută de mine. Centru social multifuncțional pentru persoane vârstnice. E vorba de azilul de bătrâni de la Hăjdat, făcut pe fonduri europene, realizat de mine. Am transformat punctul termic PT7B în casa pensionarilor, care funcționează și acum. Hunedoara nu a avut niciodată o casa pensionarilor. Am reabilitat colegiul Emanuel Gojdu, tot pe fonduri europene. Am extins Parcul Tineretului. Parcul Tineretului, dacă arată așa cum arată acum, arată pentru că l-am făcut eu. Am reparat șarpantele de la Castelul Corvinilor. Cum arăta acest acoperiș, practic ploua în castel în momentul în care eu am ajuns în primăria Hunedoara, și prima mea investiție din fonduri de la bugetul local a fost să repar acest acoperiș. Am reabilitat grădina zoologică. Cine merge la grădina zoologică să știe că ea arată așa pentru că eu am reabilitat-o. Am construit centru de informare turistică pe care îl vede toată lumea. Și, foarte important, am realizat 9 parcuri pentru copii. Niciun parc în ultimii 10 ani n-a fost realizat de actuala administrație de către domnul Dan Bobăuțan. De parcă Hunedoara nu ar avea copii. Vă referiți la acele locuri de joacă sau sunt parcuri? Da, sunt locuri de joacă care sunt amenajate după standarde europene, cu tartan ca să nu se lovească copii. Sunt lucrurile pe care le-am realizat. Dar cea mai importantă, pe care din păcate actualul primar nu o valorifică, este acest sit industrial, parcul industrial, în care am investit fonduri europene de 43.316.000 lei. Pentru a-l construi, pentru a-l amenaja? Deci acolo a fost teren viran. Înainte era o zonă contaminată.
Acolo se depozitau rezidurile de la coxerie. Am început cu decontaminarea terenului, cu ecologizarea lui, după care am realizat o clădire de birouri pentru investitorii care să beneficieze de aceste birouri și 50 de parcele de teren. Evident că exista și există și acum posibilitatea ca un investitor să vină să ia mai multe parcele și să îi se atribuie în funcție de numărul de locuri pe care le creează. Niciun loc de muncă nu a fost creat în acest parc industrial. Singura manevră pe care domnul primar Băbăuțanu a făcut-o a fost să mute sediul firmelor primăriei de pe unde erau ele prin oraș, la biblioteca sau în alte părți, le-a mutat în parcul industrial. Și ăștia sunt investitorii, mari investitori în municipiul Hunedoara. Că de-aia n-are Hunedoara locuri de muncă, pentru că domnul Băbăuțanu nu s-a ocupat deloc de cele două parcuri industriale pe care le are și care i-au rămas moștenire. Unul de la primarul Remus Mari și regretatul primar Remus Mari și unul de la mine. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare în care trebuie să vă promovați dumneavoastră ideile, iată și realizările pe care le aveți, fără să faceți neapărat acuzații asupra celorlalți contracandidați. Și mai vreau să vă spun că toate proiectele care sunt în derulare acum în municipiul Hunedoara sunt demarate de mine. Eu am făcut proiectul pentru amenajarea centrului istoric din municipiul Hunedoara. Eu am realizat proiectul pentru iluminatul ecologic. Eu am realizat proiectul pentru transport ecologic local. Singurele proiecte cu care primarul a venit în acești ultimi 10 ani sunt niște lucrări pe la niște școli. A vopsit niște școli, le-a făcut în culorile curcubeului. Cam astea sunt. În rest, toate proiectele din municipiul Hunedoara, șantierele care încă există în derulare, sunt de pe vremea mandatului meu. Deci în acea perioadă ați reușit să scrieți aceste proiecte despre care ați făcut referire. Evident, un proiect european nu se scrie chiar așa de ușor. Trebuie să faci niște studii de fezabilitate. Și nu a fost suficient un mandat să le și finalizați aceste proiecte. Eu recunosc, la rândul meu am preluat și eu de la fostul primar Hada niște proiecte bune pe fonduri europene și pe care le-am derulat și am avut grijă să le implementez și să le fac așa cum trebuie. Ați spus pentru la acea vreme că erau proiectele începute de fostul primar? Ați recunoscut acest lucru? Da, am recunoscut în orice emisiune în care am fost că sunt proiectele. De exemplu, reabilitarea celor 12 bulevarde din municipiul Hunedoara este un proiect care l-a făcut cel de dinaintea mea, domnul Hada. Iar lucrările le-am făcut eu. Dar ce vreau să subliniez este că am fost zi de zi pe șantier, acolo unde se lucra, și am avut grijă ca totul să se întâmple așa cum era scris în proiect. Acum, după 12 ani, după ce s-a finalizat lucrarea, nu există nicio groapă. N-a apărut în 12 ani nicio groapă pe cele 12 bulevarde asfaltate în timpul mandatului meu. Și deși termenul de garanție era 5 ani. Mergeți acum să vedeți ce lucrări sunt finalizate, mă rog, recepționate, lucrări de foarte proastă calitate. Eu mă întreb totuși cum de nu se sesizează cineva de la Curtea Europeană de Conturi. Totuși acolo s-au finanțat niște lucrări cu bani europeni. Și iar lucrările sunt de foarte proastă calitate. Oamenii sunt foarte nemulțumiți. Deci am avut acum ocazia să merg în această campanie și să stau de vorbă cu oamenii care se plâng că anvelopările, toate anvelopările de la blocurile din Hunedoara sunt cu probleme. Oamenilor le plouă în casă, unele lucrări nu sunt făcute deloc, cum este iluminatul din casa scărilor, deci una este să faci o lucrare și să o faci cum trebuie, dacă tot primești niște bani de la Uniunea Europeană, și alta este să-ți bagi joc. Și chestiunea este că suntem și pe un drum aproape fără întoarcere, pentru că culmea, firmele care au făcut lucrările nu mai pot fi trase la răspundere pentru că s-au dizolvat, au dat faliment. Deci termenul ăla de 5 ani de zile de garanție, mă întreb cine îl acordă, cine îl mai dă.
Poate veți găsi și răspunsuri la această întrebare. Cu siguranță, cu siguranță, pentru că Hunedoara are nevoie de o administrație puternică de, care să țină lucrurile în frâu și care să controleze ceea ce se întâmplă pe șantierele din Hunedoara. Este esențială prezența primarului pe aceste șantiere, indiferent că vorbim de asfaltare, primarului și a echipei primarului, pentru că eu nu mergeam singur, adică nu sunt totuși, mergeam cu o echipă de specialiști după mine, cu directorul tehnic, cu directorul adjunct tehnic, aveam ingineri în echipa mea care cunoșteau. Nu știam, vă dați seama că eu am aflat atunci când am devenit primar ce înseamnă binder. Deci e un strat de asfalt care se toarnă, după care vine stratul de uzură. Sau nu, nici nu știam că trebuie să pui o pânză specială înainte de a turna binderul. Sunt secrete, să zic așa, pe care oamenii tehnici le cunosc și la care trebuie să apelezi. Deci trebuie să te duci cu ei pe teren și să spună, vezi că nu se face cum trebuie. Am avut mare emoție atunci când am demarat lucrările la intrarea pe 4 benzi în municipiul Hunedoara, pentru că firma care luase acea lucrare avea niște referințe nu foarte bune. Am auzit de la alți colegi primari, pentru că vorba se duce, și atunci i-am convocat într-o ședință specială pe toți inginerii care erau de la acea firmă și ne-am spus că am niște semne de întrebare referitor la alte lucrări pe care le-au făcut în alte localități, dar eu vreau aici la mine să se facă lucrarea ca la carte. Și a trebuit să mă duc, într-adevăr, în fiecare dimineață eram acolo. Eram acolo cu un inginer constructor după mine să verificăm dacă fac așa cum scrie în proiect. Ați fost un ghimpe în coasta lor. Nu neapărat, pentru că ei și-au făcut treaba și eu mi-am făcut treaba. Adică ei și-au făcut treaba bine, eu le-am plătit. Că așa e normal. Dacă mâine ați fi primarul municipiului Hunedoara, care ar fi principalele trei direcții pe care v-ați canaliza atenția cel mai mult? În primul rând și în primul rând m-aș canaliza pe investitori. Deci nu putem să mergem la nesfârșit cu aceste parcuri industriale goale. Ele trebuie valorificate pentru că acolo s-au pompat foarte mulți bani. În parcul industrial de la intrarea în oraș din fonduri FARE, la parcul industrial de lângă castel, fonduri europene. În al doilea rând m-aș ocupa și aș avea grijă să creez în municipiul Hunedoara un sistem, un mediu privat concurențial care să asigure forță de muncă bine pregătită, și pentru asta voi apela la hunedorenii care au decis să părăsească orașul. Există foarte mulți tineri care s-ar întoarce în municipiul Hunedoara, care au pregătire, care nu mai trebuie să facă cine știe ce cursuri, pentru că au deja această pregătire, și care, dacă ar fi plătiți la mod corespunzător, ar veni și ar deschide afaceri sau ar prelua lucrări în municipiul Hunedoara. Acestea sunt principalele două priorități pe care le-aș... Și cum i-aș convinge pe acești tineri care poate au reușit în Timișoara, în Cluj, în străinătate, poate să aibă o carieră de succes, cum i-ați convinge să vină înapoi? În primul rând aș găsi o cale de comunicare care, și asta o am deja în vedere, așa cum am avut comunicare și când am început mandatul din 2012. Deci fac o scurtă paranteză, în 2012 mi-am pus în plan să promovez Castelul Corvinilor. De asta prima investiție a fost în acoperișul castelului, pentru că ploua în castel și era un lucru nepermis, totuși e un monument de o valoare inestimabilă. Am chemat toți întreprinzătorii care aveau afaceri în Horeca, cum se spune acum, adică pensiuni, restaurante. Și le-am spus că, uite, eu vreau să promovez acest castel, că vreau să fac festival, vreau să-l promovez pe toate canalele și să facă bine, să investească în industria turismului. Unul dintre ei mi-a zis: domnul Arion, păi zice, la noi merg doar parastasurile și pomenile. Ce să investim noi, că nu vin? Zic că o să vă arăt că o să vină. Și de la 60.000 în 2012 am ajuns la 1 milion de turiști în 2016. Ce am făcut pentru ei?
Le-am spus că le fac un panou în curtea castelului în care să-și pună cărți de vizită pliante gratis și că îi las să intre în fiecare zi un reprezentant al lor să stea în curtea castelului și să împartă pliante. Că unul face pizza, unul face alte, eu știu ce, și turistul poate că e interesat să meargă să consume ceva în oraș, să nopteze. Ei, de atunci, deci am fost privit cu neîncredere la data respectivă, dar acum cele mai multe investiții pe care hunedorenii le fac sunt în turism, în Horeca. Au apărut pensiuni, restaurante, dacă mergeți în Hunedoara o să vedeți că ele sunt pline. Sunt milion acela de turiști, a rămas an de an, un milion de turiști vine și vizitează Castelul Corvinilor. Ceea ce este regretabil este faptul că actuala administrație s-a gândit că cel mai bine ca să facă bani, să strângă bani la buget, este să crească prețul la un preț exorbitant. Acum intrarea la castel este 45 de lei. Când eram eu primar, era 5 lei. Adică orice hunedorean își permitea să-și ducă un musafir sau un oaspete la castel. Acum nu cred că mai... Ați schimbat acest lucru în ceea ce privește evident, biletele de intrare pentru evident, pentru că eu privesc că această reducere a biletului ca pe o investiție. Cei mai buni promotori ai castelului Hunedoara sunt hunedorenii. Ei promovează castelul. Iar dacă faci un festival, Târgul European al Castelelor, este un eveniment creat de mine. Că am văzut acum că... Da, și este din ce în ce mai apreciat, pentru că sunt foarte multe castele, nu doar din România, ci și din străinătate care vin aici la aceste evenimente, să se promoveze. A fost ideea mea. Bineînțeles că aceste idei trebuie susținute și din punct de vedere financiar. Deci am investit, am făcut standuri pentru oamenii care au venit să-și expună castelele acolo. Mai mult decât atât, aveam, după cum știți, nu era ideea mea, dar am preluat-o de la fostul primar Hada și am dus-o mai departe, Opera Nice, care acum nu mai e de anvergura care era odată. În fiecare toamnă făceam câte un festival în interiorul castelului, unde intrarea era liberă, și aduceam actori din București care realizau niște scene cu tematică istoria castelului Iancu de Hunedoara, Matei Corvin. Toate astea erau promovate de hunedoreni. Hunedoreni veneau, filmau și trimiteau pe canalele sociale imagini cu castelul. Și așa s-a dus vestea acestui castel al Corvinilor, așa a ajuns castelul să aibă, în loc de 60.000 de turiști, un milion și cred că e chiar mai mult acum. Așadar, v-ați canaliza atenția asupra investitorilor pe care să reușiți într-un fel sau altul pe să-i forța de muncă și pe castelul Corvinilor. Și turism, practic. Da. Asta înseamnă castelul Corvinilor până la urmă și județul Hunedoara este unul destul de greoi din acest punct de vedere al turismului. Mai trebuie doar să fie găsite variantele de a promova și mai mult toate aceste obiective turistice, pentru că, așa cum spuneați puțin mai devreme, toată lumea are de câștigat. Are de câștigat administrația locală, are de câștigat acel antreprenor curajos care a ales să-și deschidă o pensiune sau poate un restaurant sau orice alt domeniu de activitate care se leagă cumva cu turismul. Da, și trebuie să îi aduci în spatele tău pe hunedoreni, pentru că ei sunt cei mai buni promotori ai valorilor pe care le ai în Hunedoara. Uitați, eu am realizat când eram primar o rezervație de zimbri. Tăcere totală, actuala administrație nu spune nimic. Am adus doi zimbri din Polonia care s-au mulțit, acum sunt vreo 6 sau 7 exemplare, lângă grădina zoologică. Am amenajat un spațiu, pentru că le trebuie un spațiu mare zimbrilor. Mai sunt acolo? Da, sunt. Am făcut și poză. Eu, când mai merg cu nepoței la grădina zoologică, mergem să-i vedem. Sunt... Și mă mir că lumea știe de zimbri de la Haseg când există la Hunedoara, dar poate că e mai bine. La cum arată zona, deci cu bălării, e plină de bălării neîngrijită, poate că nu e cel mai indicat lucru să îi îndemnăm pe turiști să meargă în zona respectivă.
Da, asta aș face. În primul rând, aș avea grijă de această grădină zoologică, de această rezervație de zimbri, aș tunde iarba, aș pregăti niște alei pentru acces ca să poată turiștii și mai mult decât atât, ați văzut în proiectele mele, eu am în proiect o telegondolă care să lege Castelul Corvinilor de pădurea Chizid. Tocmai este asta scopul, pentru că nu se duc sau nu s-ar duce la nimic cum este acum. Să aduce la o pădure amenajată, o pădure care să devină un megaparc de distracții, care să aibă turiștii cum să-și petreacă timpul liber și nu doar turiștii, ci și hunedorenii care de foarte multe ori aleg poate alte județe din acest punct de vedere pentru a avea parte de experiențe din acestea. Așa mai este, inedite și e un fenomen care se vede la nivelul întregii țări, adică după ce a trecut această perioada prin care cu toții am trecut cu greu pandemia, oamenii doresc să viziteze, să vadă, iar Hunedoara este un loc care merită vizitat. Trebuie să diversificăm puțin și obiectivele pe care le avem de arătat. Adică, puteți extinde acest fenomen al turismului și în localitățile aparținătoare municipiului Hunedoara? Vă dau un singur exemplu. Lângă castel, în drum de la Hunedoara spre Zlaști, este un adăpost antiatomic. Are o capacitate de 5.000 de locuri. Deci 5.000 de cetățeni ar putea la momentul când am fost primar... Să nu fie nevoie niciodată să ajungă în acel adăpost, da, asta ar fi ideal. Când am fost primar, l-am repus în circulația turistică, ca să zic așa. Am făcut o intrare simbolică, care era 2 lei, cred, și cine dorea să viziteze acel adăpost, era liber să o facă. S-a închis. Nu mai vorbește nimeni de ăla. Este un obiectiv care nu e pe teritoriul municipiului Hunedoara, dar, adică este pe teritoriul municipiului Hunedoara, dar este între oraș și afara localității. Și Zlaști. Și evident că ar fi o posibilitate de a ajuta și cetățenii care locuiesc în aceste, dar bine, acolo sunt și alte nevoi. E vorba de rețea de apă care nu s-a realizat. De fapt, ca să spunem adevărul, în Hunedoara toate investițiile s-au concentrat pe proiectele lăsate de Arion, deci astea sunt șantierele care sunt deschise, și pe zona centru. Au fost uitate micro 6, micro 7, micro 5, satele aparținătoare, deci totul este exact așa cum ne-am lăsat eu în 2016. Vă luați angajamentul că veți face poate mai multe investiții dacă hunedorenii vă vor vota și pentru localitățile care sunt aparținătoare municipiului Hunedoara? Evident, evident, pentru că și acolo sunt oameni, și acolo sunt hunedoreni și ei plătesc taxe la bugetul local și au dreptul să aibă apă în casă, să aibă un minim de condiții de trai. Noi avem 3 minute din această emisiune. Cât de importantă este prezența în număr cât mai mare a hunedorenilor la vot? Este foarte importantă și eu fac un apel la hunedoreni să vină la vot, pentru că este o ocazie care se ivește doar o dată la 4 ani. Putem să realizăm o schimbare, o schimbare în bine, putem să votăm pentru viitorul Hunedoarei, pentru viitorul copiilor noștri. Nu mai putem sta în această stagnare, în această cloacă PSD-PNL care ține lucrurile pe loc. Avem nevoie de un partid modern, cu viziune modernă, care dorește să dezvolte Hunedoara, iar acest partid este Alianța Dreapta Unită. V-ați conturat și o echipă, sunteți pregătiți de luptă, cum se spune, în ceea ce privește administrația locală? Da, avem o echipă de consilieri foarte competenți, 60% dintre ei sunt antreprenori, cunosc foarte bine care sunt problemele mediului privat. A fost o strategie aceasta de a alege mai mult antreprenori în echipa dumneavoastră? Da, da, pentru că noi ținem cu antreprenorii, noi ținem cu angajații din mediul privat. Asta este realitatea și acolo sunt oameni, nu doar la primărie și la spital. Sunt oameni care muncesc din greu și care au nevoie și ei să au nevoie de atenția oamenilor politici. Așadar, în final de emisiune,
ce le transmiteți hunedorenilor? Dragi hunedoreni, duminica avem de ales între stânga PSD-PNL și Alianța Dreapta Unică. Dacă doriți modernizarea municipiului Hunedoara, votați Alianța Dreapta Unită. Vă mulțumesc tare mult, domnule Arion, pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes să aveți în continuare. Mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ați fost alături de noi și astăzi. După cum spuneam, mult a fost puțin, mai este până în data de 9 iunie. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!